Cel mai important lucru din viață este să recunoști că ai greșit. Primul ier, recunosc. Când vezi că un om nu recunoaște, vezi că după ce că nu recunoaște, n-ai nici caracter. Momentul în care îți dai seama că ai greșit și recunoști, 99% din vină este șteansă. Că apare cea mai mare binecuvântare a planetei, iertarea. Nu vă dați seama ce bucurie are o persoană când este iertată. Un soț a greșit față de soție și se divorță și se ocupă, spune, te iert. Poate fi o bucurie mai mare? Unul are datorie mare de tot și ăla să-ți vândă casa și mașina și omul ce eu am bani, te iert. Deci prima condiție ca să fii iertare e să recunoști. A doua, dacă recunoști și nu regreți, ești o lichea. Pentru că dacă recunoști un lucru obligatoriu, trebuie să-și regreți. Recunosc, regret. Apoi, dacă am făcut o greșeală, trebuie să o și repar. Dânsul are un ceas frumos și îl văd și îl pune pe masă și îl iau. Și îl dăm pe ceasul înapoi. Nu-l dau. De ce? Nu vreau. Păi mă, repară față faptul că ai făcut-o. Degeaba te iert. Dar dacă tu nu repar, nu faci nimic. Recunosc, regret, repar. Care a fi a patra? Renunț. Am ascultat ceva despre alimentație. Recunoașteți că ați greșit până acum? Regretați sau nu? Nu. Apoi, vreți să reparați ce ați făcut ca să aveți ființe sănătoși? Da. Renunțați? Da. Atunci sunteți oameni minunați. Dar aici trebuie... Dar aici trebuie să meargă axa. Recunosc, regret, repar, renunț. Renunțați la ce este rău. Și atenție, acum țineți-vă pe scaune că zic ceva foarte rău. Cel mai periculos, cea mai gravă eroare pe care o face un om este lupte contra adevărului. Și știți de ce? Că singura salvare a unei ființe este să știe adevărul. Și în fața adevărului, am greșit, așa e. Dacă călcăm în picioare adevărul, s-a dus conștiința și omul respectiv rămâne pe vecie o victimă a sa. Deci de azi înainte, când aflați un adevăr, ridicați-vă în picioare, salutați-l și spune, trebuie să aplec și eu cei patru ieri. Recunosc, regret, repar, renunț. Și atunci suntem oameni. Apropo de stil de viață, O-A-P-E-N-I. E, în momentul în care ne-a schimbat stilul de viață, suntem alți oameni.